Mai multă muncă, mai puțină distracție este regula numărul 1 pentru luptătorii de greco-romane. Lotul național a intrat în cantonament chiar înainte de Crăciun. Luptătorii de greco-romane pregătesc intens pauza de Crăciun în sală. După urmează pentru ei o lună de foc. În ianuarie vor avea un cantonament de coșmar în Poiana Brașov. Urmează o perioadă de pauză. Dacă noi nu făceam acest cantonament, gândiți-vă cum veneau ei imediat în luna ianuarie. Veneau praf. Este un cantonament care ne ține în formă, nu ne pierdem forma și ne ia mult mai repede să ne revenim în cantonamentul din 5 ianuarie. Crăciunul o să mai fie, Olimpiada e din 4 în 4 ani, Crăciunul e în fiecare an. De sărbători n-au interzis la mâncare, dar trebuie să fie atenți la kilogramele în plus. O să se înfructe din fripturică, din sărmăluțe, dar asta e. După, o să începem pregătirea în ianuarie, în 2-3 săptămâni o să scape. Cântărim și când pleacă și când vin. Cu câte kilograme au voie să vină în plus după sărbători? Un minim maxim cum ar veni ar fi 5 kg, maxim 6 kg, cei cu categorii mai mari.